Acum 4 ani am făcut un video despre cum să vorbești cu o fată prin mesaje și e unul dintre cele mai vizionate de pe canal. Acolo am vorbit despre 5 lucruri pe care ar trebui să le faci și 5 lucruri pe care n-ar trebui să le faci într-o conversație prin mesaje cu o fată. În videoclipul de azi o să simulez o conversație cu o fată. Practic îți voi da mură în gură, de la primul mesaj până la prima întâlnire. Nu există nimic mai ușor de atât. Dacă urmezi exact pașii pe care urmează să ți-i spun, îți garantez că o să stabilești o întâlnire cu o fată. Hai să vedem despre ce e vorba. Trebuie să urmezi 4 pași. Începem cu primul. Mesajul de deschidere. Să zicem că vezi o fată pe Instagram și îți place de ea, doar că nu o cunoști, nu știi nimic despre fata asta, deci trebuie să te legi de ceva. Eu m-aș lega de un story sau de o poză postată de ea. Să zicem că nu prea postează pe story, așa că trebuie să te legi de o poză postată pe profilul ei. Uite un exemplu de prim mesaj. Găsește o poză în care ea era la munte, la mare, într-o stațiune sau într-un bar și îi spui: foarte tare locația, unde erai aici? Acum stai și aștepți, aștepți o oră, aștepți două, aștepți trei și în final, după 10.000 de ani, îți răspunde cu un răspuns sec: eram la căciulata. Păi ce ai făcut? De ce ți-a răspuns așa? Ea și toate fetele cărora le dai mesaj. Pentru că uite de puțin la profilul tău, alea sunt poze? Alea sunt poze de pus pe Instagram, serios? Asigură-te că ai poze mișto pe profil. Dacă nu știi cum să faci, găsești videoclipuri pe canalul meu despre asta. Ai unul în colțul din dreapta al ecranului. Să zicem că totuși îți răspunde sec, oricum o fi, nu contează, la căciulata. Îi răspunzi și tu înapoi: a, la căciulata, am fost și eu acolo, la o mănăstire șmechere. Și ea o să-ți răspundă ceva înapoi, tot sec: da, am văzut. Dar oricum subiectul ăsta nu contează, e doar un pretext să încep conversația, e important că ți-a răspuns. Trecem la pasul cu numărul 2, pui întrebări despre ea. Vezi că la profilul ei are în descriere Colegiul Național Ion Luca Eminescu. Și o întreb ceva ce nu are legătură cu căciulata, de exemplu: ești din Eminescu? Și ea zice: da. Nu știam că te cheamă și Veronica. Bun, nu-i zice asta de fapt. Zi ceva de genul: cum ți se pare acolo? Cum ți se par profesorii? E ok, am câțiva care mă enervează, în special la mate. Tu în ce liceu ești? Și de aici continui conversația cu întrebări despre muzică, aspirații, filme. La pasul ăsta îți poți da seama dacă e interesată și dacă merită să-i dai mesaje în continuare. Vorbiți și vorbiți și la un moment dat îți spune că trebuie să se pună la somn. Se termină prima zi. Bravo! Treci la pasul 3, tachinarea. Vine a doua zi și îi dai mesaj: hei, ce faci? Bine, doar ce am venit acasă, am fost să-mi plimb câinele. La care tu răspunzi: pe mine când mă scoți la plimbare? Îi arăți că ai anumite intenții, că nu vrei doar să-i fii prieten. Vrei să-i fii și câine. Da, nu contează, în stagiul ăsta trebuie să o tachinezi și ea te poate tachina înapoi, doar că tu trebuie să continui conversația în stilul ăsta. În a doua zi poți să-i trimiți poze cu ce faci, mesaje vocale și să-i pui din nou întrebări ca să afli mai multe despre ea. După care, în a treia zi, treci la al patrulea pas, invit-o la întâlnire. În a treia zi, lucrurile deja devin serioase. Trebuie să o inviți la întâlnire. Nu neapărat în a treia zi, dar maxim într-o săptămână de vorbit. Hei, poți să vorbești puțin la telefon? Da, ăsta e numărul meu, 07, poartă în casă. O suni și foarte scurt îi zici: te-am sunat să te întreb dacă vrei să ieșim mâine seara la 7 prin centru. Dacă ai ajuns în punctul ăsta, e clar că e interesată și în 100% din cazuri când am procedat așa, a acceptat. Și, tara, ai întâlnire. Acum vine un subiect pentru un alt video. Întâlnirea, cum să te îmbraci, ce să spui, cum să faci o impresie bună. Dacă vrei să fac un video de genul, lasă un like la acest video și mă mai gândesc. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de azi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, să lăsați un like și să-mi dați un follow la IDAdvice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. De asemenea, avem și un server de Discord numit Masa Sfaturilor, unde încercăm împreună să rezolvăm problemele cu care adolescenții se confruntă în viața de zi cu zi. Dacă dorești să faci parte din acest server, te poți alătura canalului și vei avea acces. Acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Eddie și bună data viitoare, nu uita, pune eu în reușită, nu rateu, pa, pa!